Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Par să se întâmple din ce în ce mai multe întoarcere în trecut. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunțat că anul acesta va fi impusă o nouă prevedere legală prin care adăosul comercial la produsele românești va fi plafonat. Asta e declarația ministrului Agriculturii. Dânsul nu e la prima declarație controversată, e domnul acela cu domnul președinte Ceaușescu, exact, stufu da, iaurul verde, mă rog, în fine. Pare că știe. Revenind la ideea domnului Barbu, cu alte cuvinte, în cazul produselor alimentare făcute în România, comercianții nu vor mai putea pune marjă peste prețul de achiziție, peste un anumit nivel stabilit de guvern. Asta dacă trece propunerea domnului Barbu, care pare foarte sigur că se va întâmpla. La telefon este analistul economic Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Care este efectul unor asemenea intervenții administrative în mecanismele economiei de piață? Haideți să luăm o comparație sau două comparații. Să ne imaginăm că am vrea să creștem consumul de sau cumpărările de automobile produse în România. Cum procedăm? Punem o interdicție ca cei care conduc mașini produse în România să nu circule cu mai mult de 70 de km la oră? Okay. Sau dacă vrem să încurajăm producția de mașini de spălat fabricate în România, punem o interdicție ca nimeni să nu spele mai mult de o dată pe lună la ele? Evident că este absurd. La fel și cu alimentele sau cu produsele de altfel fabricate în România. Nu poți printr-o restricție, printr-o interdicție, să încurajezi producția și consumul lor. Care este reacția unui comerciant căruia îi se limitează posibilitatea de a face profit din ceea ce vinde, de un anumit produs? Adică ce ar urma să întâmple? Orice comerciant, orice vânzător, orice om, de fapt, este ghidat de stimulente, pentru că vrea să trăiască mai bine. Toată lumea vrea să trăiască mai bine. În cazul vânzătorilor, asta înseamnă să obțină cât mai mult profit. Și atunci, dacă statul vine și le impune o restricție, și pot fi N restricții, de genul nu poți să-l angajezi pe X, sau nu e cazul să faci comerț cu Y, sau dacă vin produse românești, atunci nu poți să obții decât atâtica profit. Comerciantul se va reorienta și va spune, bine, atunci o să fac comerț cu oricine altcineva, sau o să cumpăr orice alte produse, de unde pot să câștig cât cred eu că pot să câștig, nu cât îmi spune statul. Mie mi se pare că dacă o astfel de măsură ar fi aplicată, atunci comercianților le-ar scădea interesul de a vinde produse românești și ar căuta produse de import și atunci efectul ar fi chiar contrar, adică producătorii românești ar avea de suferit, nu? Greșesc? Exact cum povesteam mai devreme, absolut, nu poți printr-o restricție să faci un lucru bun. Dar nu pot printr-o interdicție să încurajezi producția. Dacă vrem să încurajăm producția și consumul de produse românești, atunci trebuie să instituim facilități sau să ușurăm condițiile de producție și de vânzare, desigur, da? Deci să le ușurăm, nu să le îngreunăm. Dar, din păcate, suntem iarăși în fața unui, în fața unei situații în care un ministru ia niște decizii sau vine cu niște propuneri care nu au nicio susținere în știința economică, nicio carte, nimic. Deci imaginați-vă ca și cum am avea la transporturi sau la Ministerul Energiei cineva care nu știe legile fizicii. Uh-huh. Da, și care vine și propune orice năzbâtie cu putință. Exact așa avem la agricultură. Un ministru care nu știe nicio lege a economiei, este paralel cu educația și cu știința, și vine și propune tot soiul de năzbâtii. Și prim-ministru a avut o serie de declarații împotriva mecanismelor economice. De ce credeți că are guvernul Ciolacu, să spun până la urmă, astfel de înclinații pentru intervenția în economie? Deoarece o parte a populației, care nici ea nu este educată economic, crede că poți stabili din pix prețuri. Și crede că poți stabili din pix
profituri. Și care este, adică, bun, și dacă s-ar impune, să zicem, prețuri fixe, ca să le explicăm celor care cred că asta ar fi o soluție. Deci guvernul să facă mercurial, așa cum era pe vremea lui Ceaușescu, care ar fi efectul pe piață? Păi, prețul nu poate fi impus din fix, pentru că prețul este un fenomen social. Ce poate face statul când noi spunem impune din fix un preț, este de fapt să amputeze piața. Adică să o restrângă atât de mult, da, încât foarte puține produse vei mai găsi la acel preț, în rest se va forma economie subterană, se va forma evaziune, se vor încuraja importurile, deci vei distorsiona de fapt piața. Nu vei crea prețul pe care vrei tu să-l ai, ci vei distorsiona piața. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea analistul economic Bogdan Glăvan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.